Elevii claselor a 11-a și a 12-a au aflat pe data de 14 martie rezultatele de la simularea examenelor de bacalaureat. Deși probele susținute la începutul lunii au reprezentat o verificare a nivelului elevilor înaintea examenului propriu-zis, nici de această dată liceenii giurgiuveni nu au reușit să obțină note de promovabilitate. Chiar dacă după cele două ore alocate pentru susținerea probelor la diferite discipline obligatorii sau opționale, liceenii se declarau mulțumiți și spuneau că vor lua note pe de 7, procentul de promovabilitate la limba și literatura română a celor peste 1400 de elevi este de doar 42,5%. Nici la celelalte probe elevii nu au obținut rezultate mai bune. Rezultatele la simularea examenului de bacalaureat din acest an școlar la clasa 12-a sunt următoarele. 42,50% dintre elevi au obținut note mai mari decât 5 la limba și literatura română, 30,96% la proba obligatorie a profilului respectiv matematică și istorie și 48,12% la proba la alegere conform specializării pe care o finalizează elevii de la clasa 12-a. Cu rezultate mai mari nu se pot lăuda nici elevii claselor a 11-a. Aceștia au obținut un procent de promovabilitate la limba și literatura română de 34,30%, iar la proba obligatorie a profilului, procentul de promovabilitate a fost de doar 25,81%. Cu astfel de rezultate, elevii giurgiuveni au reușit să poziționeze județul nostru pe ultimele locuri în clasament la nivel național. La clasa 11 au fost decât două discipline la simulare. Rezultatele sunt mai slabe, 34,30% la limba și literatura română, 25,81% la proba obligatorie a profilului istorie respectiv matematică. Rezultatele obținute de elevii giurgiuveni arată că aceștia nu sunt bine pregătiți pentru examenul ce va avea loc în vară. Acest lucru nu ar fi unul nou atâta timp cât elevii giurgiuveni au făcut o tradiție din obținerea notelor cât mai mici la examenul maturității.